Stai un pic, pauză. Pauză, că nu mai pot. Deci se pare că până acum am slăbit. Oh, că șmechere. Noi ca pe tramulin. O scos Dorian Popa melodie, bă. Hai, salut, băi, frățiori și studanele mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Eu sunt gazda voastră, Sebastian Crișan, și astăzi, frățiorii mei, o să fac un challenge. O să încerc să văd cât de mult pot să slăbesc într-o zi. O să mergem să ne cântărim astăzi, acum doar ce m-am trezit. O să mergem să ne cântărim, să vedem câte kilograme am. Și după aia o să ne cântărim înainte să mă pun să dorm. Să vedem atunci câte kilograme am și câte kilograme am reușit să slăbesc, sau dacă n-am slăbit, sau dacă m-am îngrășat, sau una alta. Pentru că, bă, sincer, bă, băiatul vostru chiar s-a îngrășat în ultimele zile, în ultima vreme chiar m-am îngrășat. Nu știu de ce, pentru că eu sincer mănânc o dată pe zi. Dar bine, într-adevăr, mănânc o dată pe zi și mănânc prost. Iar oricum o să, când o să ne mutăm în București, în Cosmopolis, atunci o să mă duc la sală, o să mă apuc de sală ca lumea și da, bă, mă fac cât un tank. Așa. Și astăzi o să facem challenge-ul ăsta, să vedem cum o să decurgă. Dar înainte să înceapă acest videoclip, dacă ești nou, nu uita să te abonezi. Dacă nu ești nou, nu uita să dai acolo un pum, butonașul de like, să strânge cât mai multe like-uri, un follow pe Instagram, să de channel, să ne facem noi 30.000. Și hai, bă, să începem să slăbim. Nu, hai să ne cântărim. Sunt foarte, foarte, foarte curios. Așa. Și momentul adevărului. 62,2, bă. Bă, dar cum adică 62,2? Bă, parcă alaltăieri aveam 60. Nu, nu vreau, bă, nu mai vreau să mă îngrași. Gata, băieți, astăzi facem foamea. Că nu se mai poate așa ceva, bă, nu se mai poate, bă. Cum să am 62 de chile? Mă rog, îl sunăm pe Lorenzo. Poate mergem la el să ne fac acolo, să bagi un antrenament de la forță noi. Păi venim înapoi acasă, mai facem iară sport. Facem astăzi toată ziua sport, bă. Toată ziua facem sport, după aia mergem și la sala de aici, de lângă casa mea, și o să vedem cât de mult reușim să slăbim. Totuși, oricum, înainte să plecăm, să mai fac un pic de sport pe acasă. Și astăzi, fraților, n-o să mănânc toată ziua. O să încerc să fac foamea mai pe scurt. Știu că nu-i prea sănătos, știu că nu prea se face așa, dar o să fac chestia asta ca un fel de experiment. Să văd dacă nu mănânc nimic și fac sport toată ziua, cât o să slăbesc efectiv. Am băut doar o cafea acum când m-am trezit, dar în rest n-o să mănânc nimic și doar o să mai beau așa, beau doar așa apă din când în când. Eu mai aveam aici un corp ăsta câteva gantere și mai am pe aici, pe acasă, gantere, pentru că o vreme făceam și eu pe acasă sport și din alea, filme din alea. Hai să facem un pic de sport! Băi, deci efectiv e atât de cac, efectiv îmi pic ochelarii de pe nas, băi, ești prost, nu stau, efectiv, nu stau. Bun, băi, frățiorii și surorile mele, am ajuns într-un final și la sală. Bă, cred că am slăbit un kilogram, efectiv, de la mine de acasă până aici, de la căldura asta. Bă, deci efectiv nu mai pot, te strup, ajung la sală, fug de două ori, gata. La sală ne așteaptă Lorenzo și Raul, care or să bage acolo un antrenament din la forță. Noi, parcă văd că astăzi o să ajung acasă, o să fiu descompus, o să mă descompun efectiv. Am ajuns aici cu Lorenzo, băi, fraților, deci fii atent, bă, ce vreau să fac. Ești pregătit? Vreau să văd cât de mult pot să slăbesc timp de o zi. Și de asta am venit la sală. Arăți un pic la mine, nu chiar atât de frumos, ce-s mai frumos un pic. Care ești mai musculos? Nu e adevărat. Și vreau să încerc, vreau să bagi în mine, adică să-mi zici ce să fac. Nici o problemă. Ca să slăbesc. Începem cu 1000 de flotări. 1000 de flotări? Numai 1000? Azi n-am mâncat nimic de când m-am trezit, ok? Bă, e grozav. Sebi style, genul lui de antrenament. Păi da, păi, dar trebuie să slăbesc, nu? Păi da, normal, eu zic să-l mai mănânci o lună de zile. O lună? Da. Da. O lună, o lună. Na bun, hai că facem antrenamentul ăsta. Păi astăzi vreau să fac mai multe antrenamente. Am să-ți dau foc. Că văd că o să ajung acasă. Mă descompun, mă descompun în pat. Răjit o să.
Bun, băi, frățiorii mei, am plecat de la sală. Eu sunt un pic transpirat, n-am apucat să fac prea mare lucru, doar câteva exerciții. Nu știu cât am stat, 15 minute maxim cred că am stat. Dar efectiv m-a enervat un țărănoi infect de acolo și am zis că mai bine plec decât să mă enervez și mai tare și să-i comentez și filme din alea, pentru că având în vedere că Lorenzo antrenează acolo, n-am vrut să fiu nesimțit. Pe lângă că am plătit ziua, am mai stat doar 15 minute din cauza lui boschetarul ăla. Dar în fine, asta este. O să schimbăm sala și ne continuăm antrenamentul, băi, fraților. Să vedem cât de mult putem să slăbim astăzi. Până acum o să fac un mini antrenament cu... Cum te cheamă? Patrick. Ești pregătit? Patrick. Da. Hai, băi. Aia zic, aia zic, aia zic, aia zic. Tare, 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 tare. Fabiana, du-te și tu. Wow, au, 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 au. Hai, Fabiana. Nu. Ia și du-te. Nu. Ce faci acum? Hai, Fabi, du-te. Stai să vină și Fabiana. Hai, îi dai și tu? Nu. Eu sunt tare. Sunt atacat. Ajutor. Da, ești atacat. Băi, băi, băi. Da. Hai, dă-i. Bun, băi, frățiorii mei, am ajuns aici la Paco Dream. Frumos, doar noi în toată sala asta. Și o să încercăm să facem fiecare de aici. Luăm frumos, bam, biciclete. Să le folosesc, da, bam, după aia bandă, după aia scări, după aia toate nebuniile astea. Să vedem dacă o să mai scap cu viață de aici, dacă o să mai pot să ies normal pe ușă. Azi n-am mâncat nimic, e sănătos? Nu. O să slăbesc? Nu. Cum nu? Dacă nu mănânci nimic, nu slăbești? Nu. Minți. Ce? Deficit caloric ca să slăbești. Deficit caloric? Și cum fac rost de deficit caloric? Mânci proteină și nu calorii multe. Da? Da. Dar bine, atunci hai să începem cu toate astea. O să dureze ceva până la termin pe toate. Bun, începem cu primul aparat care este această bicicletă. Bicicletă din șezut. Asta îmi place, asta e fain. Să mai aduce aminte de copilărie. Cred că o să fac 10 minute din fiecare aparat din sala asta. Să vedem cum o să ies după. Nu mai pot, nu mai pot. Deja am obosit. Am făcut doar unul, deja sunt mort. Oare asta are rost să facem că-s la fel? Asta e bicicletă? Asta e bicicletă tot din șezut, dar... Nu, deci că-s la curse din alea. Nu? Asta ai făcut că am transpirat. Am făcut două, băi băieți. Mai avem astea. Și ăsta? Stepper. Să fac stepper. Ha? Nu am făcut să găsim. Ce tare asta? Nu am făcut să găsim. La ce e de sus? La stai, nu poți. Acolo, așa. Așa. Este complicat. Hai, cu mâine. Mamă, nu mai poți. Nu mai poți, chiar nu mai poți. Bun, acum trecem la următorul aparat care este banda. Vai, nu mai pot, mă, chiar că nu mai pot. Să mă rog, băieții mei. Stai un pic, pauză. Pauză, că nu mai pot. Bun, băi, frățiorii mei, o să mai facem pe aici, nu știu, măcar jumate de oră din... Wow, am primit o proteină. O să mai facem jumate de oră pe aici, după o să revenim cu mici update-uri și detalii. Am stat o oră, bă, cred că, bă, ești prost, cred că mor. Îs rupt, bă, rupt, nu așa. Am venit acasă, trebuie să facem rapid un duș și după aia, fraților, trebuie să mergem să-l ajutăm pe prietenul nostru, Robert. Vrea să-i facă o surpriză drăguță, romantică, iubitei lui, așa că noi o să mergem să-l ajutăm. Hai, ce mă chinui să vorbesc. Îl avem aici pe nebun. Ia să vedem. Urmește-mă, frate. 61,3.
Bă, nu mai țin minte câte kilograme am avut. Cred că am avut 62, bă, așa-i? Cred că am avut 62, ceva de genul. Deci se pare că până acum am slăbit 700-800 de grame, ceva de genul. Ceea ce, bă, e ok, sincer. Având în vedere că... Bine, nu e ok, sincer, că n-am mâncat nimic toată ziua. Am făcut numai sport, atât leșin imediat aici, dar e ok. De fapt nu e ok, ce prost să zic că e ok. Băi, deci nu pot să cred așa ceva. Am ieșit la duș și am constatat faptul că mi-am uitat telefonul la sală, bă. Așa că acum trebuie să dau cumva de proprietară să-mi deschidă din nou. Mamă, mâncați așa cât de prost îs. Am ajuns, băi, la locul faptei. Aici trebuie să ne vedem cu Robi, să vedem că e aici sau dacă nu e aici. Ba, e aici, aici. E aici. Cina aia albă de acolo e al lui Robi. Noi trebuie să ne punem cu por bagajul la el în față. Care de la 1 la 10 cât de cringe se pare ceea ce facem. Nu, de la jos. Ce, că trebuie să puște, cred că trebuie să puște. Băi, sigur. Are manual de instrucțiuni. Nu știu, hai să vedem. În partea lui Robert. Wow. Acum urmează chestia asta care... Așa. Nu mere, bă, am dat fel să... Trecute că-o pușcat. Foc, și-o pușcat, mamă, ce tare! Ba, el trebuie mult. Bun, băi, frățiorii mei, am făcut și pe Cupidonul aici împreună cu Robi. Scrieți în comentarii dacă suntem cei mai proști Cupidoni de pe lumea asta. Cam atât a fost, fraților, și cu vlogul ăsta. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonajul de like, să strângem cât mai multe like-uri, un follow pe Instagram, să fie cu Șanână și ne auzim în vlogul următor. Vă pop și vă iubesc. Bye, bye, bye.